Salut! Încă de ieri ți-am spus că săptămâna asta este dedicată abordării acestui punct esențial din procesul de vânzare și ți-am promis că o să ne concentrăm în special pe ceea ce înseamnă abordarea telefonică, pentru că este cea mai frecvent întâlnită formă pe care majoritatea agenților de vânzări din asigurări o folosesc. Înainte de a trece la scenariul propriu-zis pe care mi-am propus să ți-l ofer astăzi, vreau să-ți amintesc că vânzarea este un proces. Nu trebuie să te gândești la pașii vânzării ca la niște evenimente separate și trebuie să faci legătura între fiecare pas. De aceea îți reamintesc cât de important este să faci o prospectare profesionistă, să te asiguri că ai toate elementele necesare, că ai aflat, că ai obținut toate informațiile care să te ajute în ceea ce vei face mai departe cu prospectul respectiv. Cu cât ai mai multe informații despre persoana pe care urmează să o suni, cu atât vei avea la îndemână suficiente arme care să îți folosească și care să te ajute să obții obiectivul despre care și ieri am vorbit, obiectivul din acest punct al vânzării, care este unul singur. Amintește-ți că atunci când faci o abordare telefonică, singurul lucru pe care trebuie să ți-l propui este să stabilești o întâlnire. Și este foarte important să măsori această performanță a ta de la telefon și să depui toate eforturile astfel încât la un moment dat să ai o conversie cât mai bună, adică să stabilești cât mai multe întâlniri într-un număr cât mai mic de telefoane. Se spune că la început de drum în cariera asta, un consultant financiar în asigurări are o conversie de 10 la 1, adică dă 10 telefoane și stabilește o întâlnire. Ușor, odată cu trecerea timpului și cu căpătarea experienței, consultanții profesioniști în medie reușesc să aibă o conversie de 3 la 1. Sunt două elemente care te vor ajuta să-ți îmbunătățești această rată de succes în ceea ce privește abordarea telefonică. În primul rând este experiența care vine de la sine, dar vine odată cu timpul. Trebuie să ai destulă răbdare pentru a căpăta suficientă experiență, dar nu trebuie să crezi că dacă treci o perioadă semnificativă de timp, înseamnă că ai și experiență. Trebuie să faci tot timpul acest exercițiu, să te asiguri că dai în fiecare zi suficiente telefoane, pentru că experiența nu vine pur și simplu din timp, ci mai ales din numărul de telefoane pe care le dai. Iar al doilea element care te va ajuta să îți îmbunătățești rata de succes la abordarea telefonică este îmbunătățirea activității de prospectare. Și vreau să întăresc și să repet și să accentuez importanța prospectării de calitate, pentru că dacă nu ai informațiile necesare, niciun scenariu din lume nu te va ajuta să stabilești suficiente întâlniri care să te ajute să faci vânzările pe care ți le propui. Așadar, astăzi revenim la AIDA, pentru că este scenariul care, mai ales la telefon, este cel mai des folosit de către agenții de asigurări din toată lumea. Și spuneam că trebuie să respecti cei patru pași. Mai degrabă aș spune că este un fir roșu pe care ți-l propun să îl urmărești de fiecare dată când ai un telefon. Ca și paranteză, această tehnică de abordare o să-ți aducă succes nu numai în activitatea de vânzare. O să vezi că o să-ți intre în reflex, dacă folosești suficient de mult această metodă, o să-ți intre în reflex și o să poți să folosești acești patru pași și atunci când dai telefoane în alte scopuri, în scopuri personale. Și spuneam că cei patru pași se referă la atenția interlocutorului, la captarea atenției, la strânirea interesului, la stimularea dorinței și la motivarea de acțiune, de stabilire, de întâlnire, adică atingerea obiectivului final.
Și hai să vedem concret cum poți respecta cei patru pași în cuvinte, să spunem. În primul rând, o să fii interesat să-i captezi atenția. Încă de ieri spuneam că unul dintre obstacolele pe care le întâlnim atunci când sunăm o persoană necunoscută este faptul că de cele mai multe ori este dezinteresat, nu este suficient de atent astfel încât să te urmărească și să poți să îi stârnești interesul. Astfel, în acest punct, la începutul discuției, o să îți propun să folosești o mică tehnică. Nu este nimic ieșit din comun, probabil că deja faci lucrul ăsta, dar ceea ce spun vreau să întărească, să-ți întărească abilitatea de a-i capta atenția. S-a constatat că cel mai plăcut cuvânt pe care oamenii doresc să-l audă este numele propriu. Astfel, folosirea numelui prospectului tău este elementul esențial pe care trebuie să îl respecti pentru a te asigura că îi captezi atenția. Și fă tot posibilul să îi folosești de cât mai multe ori numele în cele ce urmează, în ceea ce îi spui la telefon. Haideți să ne imaginăm că urmează să-l sunăm pe domnul Popescu. Iar primii pași, firești de altfel, atunci când contactăm o persoană nouă, este să îl salutăm, să ne prezentăm și apoi să îi spunem de ce l-am sunat. Dar poți face asta eficient și poți capta atenția în felul următor. Bună ziua, domnul Popescu? El îți va spune da. Dacă îți va spune nu, deja nu mai poți continua, înseamnă că e o greșeală pe undeva. Apoi, poți să-i repeți numele. Bună ziua, domnule Popescu. Deja e folosit de două ori numele propriu și poate că în momentul ăsta nu crezi, dar îți recomand să testezi asta și să vezi că ceea ce urmează o să îți aducă o apropiere pe care poate până acum nu o obțineai de la interlocutorul tău. Așadar, asigură-te la început că îi folosești numele. Bineînțeles că pasul următor este acela de a-i cere acordul pentru a continua discuția, pentru că se poate întâmpla ca în momentul respectiv să nu poată vorbi la telefon. În acest moment, vreau să spun din experiență că majoritatea agenților de vânzări folosesc în mod natural, de altfel, o sintagmă pe care nu o recomand deloc. De obicei, lucrurile stau în felul următor. Domnule Popescu, îmi cer scuze că vă deranjez. De ce spun că este greșit să procedezi în felul ăsta? Pentru că una din cheile care îți va aduce succes și te va ajuta să stabilești cât mai multe întâlniri, spuneam încă de ieri, este vocea ta și este atitudinea pe care o ai la telefon. Nu uita că trebuie să fii politicos, am spus că este necesar să îi ceri acordul discuției, dar în același timp trebuie să te asiguri că ai și un anumit grad de fermitate. Trebuie să te poziționezi undeva pe aceeași linie cu el. În momentul în care începi prin a-ți cere scuze, automat, în subconștientul lui, te vei plasa undeva sub el, iar discuția, cele ce urmează, vor fi controlate mai degrabă de el și nu de tine. Dacă ți-e greu să ai suficientă fermitate, amintește-ți că ceea ce vrei să-i oferi în final, o asigurare, un serviciu financiar, este ceva ce îl va ajuta. Deci este, dacă vrei, un schimb reciproc de valoare. Tu îi oferi siguranță, el îți oferă bani. Deci, asigură-te că ai suficientă fermitate, dar nu uita să fii politicos în același timp și să ceri acordul discuției. În loc să spui, îmi cer scuze că vă deranjez, ai putea întreba simplu, vă deranjez, puteți să vorbiți la telefon, îmi puteți acorda 2 minute? Cazul în care zice nu, bineînțeles că te retragi, îi spui că îl vei contacta în perioada care urmează, eventual îi poți cere și un moment din zi în care știe că va fi disponibil.
Da? Mergem în continuare cu scenariul nostru, luând un exemplu în care interlocutorul poate să discute. Da? Haideți să repetăm puțin. Bună ziua, domnule Popescu. Și el va spune, da, bună ziua, domnul Popescu. Vă deranjez? Îmi puteți acorda 2 minute? Numele meu este și vă sunt din partea. A, următorul pas este să spui cine ești și în ce scop l-ai contactat. Și cam asta este cu captarea atenției. Respectă aceste reguli, folosește-i numele, obține-i aceste dauri care o să vezi că în continuarea procesului tău de vânzare te vor ajuta foarte mult. S-a constatat că într-o discuție, într-o negociere între două părți, partea care spune de cele mai multe ori da, partea care este de cele mai multe ori de acord cu interlocutorul său, tinde să accepte mai ușor propunerea finală. Da? Și astfel îl întreb dacă chiar el este domnul Popescu, îți va spune da, îi cer acordul discuției, continuării discuției, îți va spune da, deja ai reușit să atingi 2 elemente foarte importante în procesul de vânzare. Hai să vedem cum îi stârnim interesul. Această metodă, acest scenariu este foarte eficient atunci când sunăm la o recomandare pe care o primim din partea unui client existent, dacă vrei. Și îi poți stârni interesul spunându-i faptul că ai ajuns la el, ai numărul de telefon de la un apropiat de-al lui. Domnule Popescu, v-am sunat la recomandarea domnului Ionescu, vecinul dumneavoastră, vărul dumneavoastră, da? Care este clientul meu de ceva timp și este foarte mulțumit de serviciile pe care i le-am oferit. Și s-a gândit că și dumneavoastră ați putea beneficia de ceea ce de ajutorul meu. Da? Aminteșteți ceea ce discutam de săptămâna trecută de la cum să faci o prezentare care se vândă, cum să faci pliante promoționale care se vândă și spuneam că poți stârni interesul eficient spunându-i ce are de câștigat, spunându-i că urmează să obțină un câștig, o valoare. Punctul următor, stimularea dorinței, spuneam că este ușor de atins acest pas atunci când îi transmitem interlocutorului ce are de pierdut. La interes, spunem ce are de câștigat, să-i stimulăm dorința, spunem ce are de pierdut. De aceea îți recomand să limitezi în timp propunerea ta. Îi poți spune că compania ta, serviciile pe care le oferi, promoția pe care o ai, durează până la sfârșitul săptămânii sau până la sfârșitul lunii, de la caz la caz. Domnule Popescu, v-am sunat la recomandarea domnului Ionescu și vreau să stabilim o întrevedere în care să vă prezint beneficiile extraordinare ale acestei campanii promoționale, care din păcate se termină mâine, se termină săptămâna viitoare și nu aș vrea să pierdeți informații foarte importante pentru viitorul dumneavoastră, pentru viitorul familiei dumneavoastră. Și mă întorc și accentuez cât de important este să cunoști suficiente informații despre Prosper. Poate are un copil, atunci cu siguranță vei concentra scenariul tău pe viitorul copilului. Dacă are o afacere, îi poți spune că în perioada aceasta există o campanie cu oferte cu reduceri substanțiale pentru antreprenori și așa mai departe. Ultimul pas este îndemnul la acțiune, este practic stabilirea întâlnirii, dar și aici există câteva trucuri. Îți propun să încerci să stabilești tu momentul întâlnirii, iar pentru a avea șanse de reușită, se pare că întâlnirile se stabilesc cel mai eficient în următoarele 24 de ore. Nu încerca să stabilești întâlniri pentru săptămâna viitoare, bineînțeles, pe atât cât se poate și în funcție și de disponibilitatea
interlocutorului, dar o întâlnire stabilită astăzi, miercuri, pentru marțea viitoare, este greu de crezut că interlocutorul tău, potențialul client, va și ține minte de această întâlnire. Cu siguranță va trebui să revii atunci înainte de întâlnire pentru a o confirma. Astfel, dacă vrei să obții întâlniri într-un timp scurt, stabilește-le în următoarele 24 de ore. Iar sfatul meu este să îi oferi două opțiuni de întâlnire, una astăzi, alta mâine. Asigură-te că îi propui două momente diferite din zi. Eu întotdeauna am folosit ca și reper ziua de astăzi în a doua jumătate a zilei, ziua de mâine în prima jumătate a zilei. De asemenea, asigură-te că îi faci o propunere, ora pe care o propui pentru întâlnire să nu fie rotundă. Cel mai eficient este să folosești sfertul de oră pentru a-i propune întâlnirea. Astfel poți să-i spui: domnule Popescu, când ne putem întâlni, astăzi la 4 și un sfert sau mâine dimineață la 9 fără un sfert? De ce spun asta? Pentru că în subconștient interlocutorul tău va crede că întâlnirea durează un sfert de oră dacă îi propui astfel de momente, astfel de ore. Dacă îi spui ore fixe, subconștientul va lucra și va considera că întâlnirea cu tine va dura o oră. Și, în mod natural, oamenii tind să accepte mai ușor întâlniri scurte în comparație cu întâlnirile care probabil durează o oră. Poate nu dai foarte multă importanță în momentul ăsta, dar îți propun să testezi și să vezi care este rata de succes și dacă rata de succes pe care o ai în prezent se va îmbunătăți. Așadar, captează-i atenția cu folosindu-i numele, cerându-i acordul discuției, fiind politicos, dar ferm în același timp. Stârnește interesul menționându-i ce are de câștigat, spunându-i că prietenului, vecinului deja folosește astfel de servicii și este mulțumit de cum funcționează lucrurile. Spune că va pierde ceva dacă nu acționează urgent, că dacă nu acceptă propunerea ta de a te întâlni într-un timp cât mai scurt, și propune-i tu ora și momentul din zi în care să te întâlnești. Asta este scenariul în 4 pași cel mai eficient pe care, în special, oamenii de asigurări din toată lumea îl folosesc. Bineînțeles că lucrurile nu se pot încheia aici și lucrurile nu sunt atât de roz. Spuneam încă de ieri că de cele mai multe ori potențialii clienți ridică tot felul de obiecții și mai degrabă nu vor să se întâlnească cu tine. Te-am provocat încă de ieri, din păcate nu am primit încă niciun răspuns. Provocarea mea este valabilă în continuare. Nu uita, spune-mi, scrie-mi în partea de jos a paginii care sunt cele mai frecvent întâlnite obiecții din experiența ta. Iar în episoadele următoare îți voi arăta alte scenarii pe care să le folosești pentru a demonta obiecțiile pe care le întâlnești din partea potențialilor clienți. Și îți dau timp și mâine, deci practic poi mâine vineri îți voi prezenta un scenariu eficient care să te ajute să demontezi mult mai ușor obiecțiile și să obții rezultatul final, adică cât mai multe întâlniri. Cam asta este pentru astăzi. Sper să-ți fie de folos. Lasă-mi părerea ta mai jos și ne vedem mâine cu 10 reguli pe care trebuie să le urmezi în ceea ce privește abordarea telefonică. Te salut!